Salut! Azi vorbesc despre ego. În lumea spirituală se vorbește foarte mult despre ego. De cele mai multe ori se spune că trebuie să ieșim din ego, să scăpăm de el, să-l eliminăm și chestii de genul. Ce este ego-ul însă? Că mă gândesc că multă lume nu știe sau poate confundă cu definiția din dicționar. Ego-ul este un al doilea sine, creat de mintea noastră umană. Putem pune de fapt un semn de egal între ego și mintea subconștientă de care am vorbit de curând în alt video. E un video despre mintea conștientă și mintea subconștientă. Ego-ul acționează în baza tuturor programărilor, în baza tuturor programelor moștenite și dobândite de-a lungul vieții umane. Este parte din noi, parte din omul întreg. Și ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă scăpăm de el, omul nu mai rămâne întreg. Deci, ego-ul nu este ceva rău, el este un necesar pentru ca omul să supraviețuiască aici pe pământ. Ego-ul este creat de mintea subconștientă ca un apărător al omului. Acțiunea de bază a ego-ului este specifică, are rol să ne apere, să ne protejeze, din perspectiva minții omenești, adică dintr-o zonă de aparent confort. Este un sine creat de minte sau, cum se mai spune, din mental. Mintea subconștientă este cea care însumează toate programările esențiale ca să trăim, adică cum și ce să mănânc, când să merg la baie, cum să folosesc, nu știu, hârtia igienică. Da? Deci pleacă de la informații de bază pentru supraviețuire. Doar că ea fiind ca un hard nelimitat care adună amintiri a tot ce am experimentat vreodată în viața asta și în altele, ajunge să ne limiteze experiențele prin a crea frică. Frica de a încerca o nouă experiență. De genul, dacă mă gândesc la ultima oră când am făcut, nu știu, X lucru, a mers prost, clar nu trebuie să mai încerc. Sau, uite, nu știu, un exemplu banal de programare. Îmi e frică să merg desculț prin iarbă ca să nu iau căpușe, că peste tot la TV, prin reclame, se vorbește de cât de nocive sunt căpușele și astfel apare frica de a ne conecta real cu natura, de a merge desculți prin iarbă, pentru că ne e frică de căpușe. Adică în loc să fim deschiși la a experimenta învățând cum să ne protejăm în baza experiențelor trecute, adică hai să folosesc un spray sau ceva de protecție, nu știu, anticăpușe și să am curaj să merg prin iarbă sau pur și simplu să risc că nu e chiar așa tragic de fapt dacă se prinde o căpușă de mine. Dar în loc să facem asta, noi ajungem să nu mai experimentăm deloc de frică să n-o pățim. Sunt oameni care din cauza asta, bineînțeles, nu din cauza căpușelor, sunt alte subiecte la bază, dar ajung în stadiul de a au un nivel atât de crescut de anxietate de nu mai poți să iasă din casă chiar. Sunt depresii bazate pe asta. În plus, după cum am mai spus, mintea subconștientă conține și programările și blocajele karmice, da? Adică cele care vin fără ca noi să ne amintim neapărat experiența care a dus la apariția lor și atunci clar și mai greu de crezut sau de acceptat ce zic eu acum. Ideea este de fapt că viața ar trebui trăită cu deschidere către nou. A renunța la ego înseamnă doar a nu mai judeca oameni, situații, a nu mai pune etichete înainte de a experimenta. Adică înseamnă să nu mă cred eu și credințele mele programate că sunt mai deșteaptă, că sunt cea mai importantă, că sunt cea care știe tot sau care știe cel mai mult, ci să mă dau deoparte și să înțeleg că lumea în care trăim funcționează după niște principii de care eu sunt sau poate nu știu, poate nu sunt conștientă și totul este mult mai complex și funcționează mult mai bine dacă las lucrurile să se aranjeze, nu dacă mă impun eu. Nu știu, un exemplu banal, dacă primesc o invitație la un eveniment și lucrurile se aranjează în așa fel încât să pot participa fără să fac un mare efort, înseamnă că universul îmi spune să merg. Pentru că e posibil să experimentez ceva acolo. Adică dacă nu merg, e posibil să ratez o șansă. Da? Nu știu, către puncte. Urmează să vedem. Sau e posibil să mă distrez, pur și simplu. Da? Poate am nevoie să râd, poate am nevoie să socializez ca să-mi schimb starea de moment. Și de unde eu n-aveam chef să ies din casă, acolo mă simt poate foarte bine și până la final mă bucur că m-am dus. Trebuie ținut cont permanent că nimic nu este întâmplător. Totul, dar absolut tot ce experimentăm, ce trăim, este pe principiul rezonanței și este ceva atras de noi, pentru noi, pentru evoluție, ca să creștem.
Și ego-ul se hrănește doar pe el, nu hrănește sufletul. Da? Deci evoluția asta practic este pentru suflet. Și ego-ul nu hrănește sufletul, se hrănește doar pe el. Ego-ul face doar acțiunile și alegerile care servesc zonei de confort, care e un confort aparent doar, nu e un confort real. De fapt, ne ține în ce știm, în ce cunoaștem deja și nu ne lasă să experimentăm. Sufletul are nevoie de bucurie, nu de apatie sau de relaxare din lene și plictiseală. Starea de liniște când stau și mă odihnesc în vacanță, să zicem, pentru cei ce se bucură când vine o pauză de la job. Aia nu e bucurie și nu e fericire autentică. Aia este doar sustragere de la cotidian și producție forțată de dopamină și cealți hormoni ai fericirii se mai secretă. Sinele autentic nu simte nevoia de pauză de la cotidian, pentru că viața trebuie construită în așa fel încât să ne placă ce facem în fiecare clipă, nu doar două zile pe săptămână sau după ora 5 când se termină jobul, da? Și dacă învățăm să schimbăm rolul de la conducerea vieții noastre, adică să conducă sinele nostru, nu ego-ul, starea noastră ar trebui să fie preponderent de mulțumire, de satisfacție, de încredere, de entuziasm, de bucurie. Apropo de ego, inclusiv în scrierile bisericești se vorbește despre el. Bine, se vorbește despre lepădarea de sine, dar de fapt este vorba despre lepădarea de ego. E vorba despre a lăsa ego-ul deoparte, adică toate programările, tot ce credem și tot ce ne credem, să lăsăm judecata, să lăsăm orgoliul, tot ce am spus mai devreme, și să fim deschiși, să îmbrățișăm deschiderea la nou, la iubire, la empatie, la compasiune, la acceptare, credință. Pentru că da, când reușim să punem ego-ul în serviciul sinelui, adică lăsăm eu-ul nostru autentic să decidă sau mai bine spus să se lase ghidat de divinitate, atunci se ajunge la armonia de care se vorbește, nu știu, în iluminare. Știu, sunt cuvinte mari, dar de fapt nu sunt. E simplu de fapt, e doar greu de aplicat și durează ceva timp, într-adevăr. Dar pentru ce trăim dacă nu pentru asta? Nu pentru a ajunge la fericirea autentică? Aia care vine din bucurie și fericirea sufletului? Mai vorbim.